Alo, alo, bună ziua, bine v-am găsit astăzi, într-o zi de sâmbătă faină. V-am spus că aia prima dată vă întreb ce faceți, cum vă merge la toată lumea. În sfârșit de săptămână toată lumea cred că vrea să aibă un sfârșit liniștit, fără multă treabă, așa mai mult faulenți, ne? Ia. Dar mai trebuie să facem și o țără treabă, și o țără mâncare, și o țără curățenie. Ia, asta este. Și am zis că astăzi am să fac ceva de mâncare. Da. Și m-am gândit să fac ciorba de burtă care am spus aseară. Și am mai găsit așa frișe ciolane de porc. Și vreau să fierb un ciolan de porc, să-l fierb fain. Și după aia să-l pun la cuptor cu varză acră. Ia, și vă arăt aici burta, nu? Am cumpărat burtă din asta, așa. Vedeți? Burta proaspătă de vită. Asta e burta proaspătă de vită. Asta am să o pun la opărit acum. Cu apă, cu sare, cu oțet. O spăl în 2-3 ape. După aia o tai măruntă și o pun la fiert după ce am opărit-o. Și am luat și un os așa de vită, care îl pun acolo să fiarbă împreună cu burta, să-i dea gustul ăla de ciorbă, că așa se face normal cu osul ăsta de vită. Dar câteodată nu pun os de vită, n-aia, fac așa simplu. Dar acum am vrut să fac așa cu osul de vită, așa cum se face. Dar am să vă arăt după aia ce mai pregătesc, ce apa, morcovii, alea, ce le dau. Acum vă arăt numai așa un pic pregăteala ce vreau să fac, că am un pic mai mult de lucru și trebuie să pregătesc totul pe rând. Și Emma nu-i place ciolan, că astăzi fac mâncare mai multă, pentru că mâine nu-i nimeni acasă, toți lucrează și atunci n-am vrut să fac chiar așa multă mâncare mâine, fac un pic mai puțină. Și am luat așa ciolanul, care îl pun și pe ăsta la fiert, să vi-l arăt și pe ăsta. Uite, am mai ciolănoi, așa un ciolan mare, fain, vedeți? E fain că n-are așa multă grăsime, e numai carne, numai peci lui. Și ăsta pun să fiarbă cu apă, cu sare, cu piper, cu foaie de dafin, să ai intre aroma aia în el, așa, usturoi, de toate, să fiarbă fain. După ce e fiert, fac o varză acră, gata, prăjită cu ceapă, cu ardei, cu ce pun în ea, văd eu. Și atunci o pun la cuptor să se prăjească cu ciolanul. Și aici am așa niște cotlete de porc, că copiii nu le place ciolan, nici nu știe ce e ăla. Și ăsta am să-l bat așa subțire și să-l pun în tigaia de grill. Ia, pentru copii, pentru Emma. Și am să fac niște cartofi natur. Natur, așa garnitură. Ia. Cam atâta, să-mi văd. O grămadă de lucru și cu astea. La Emilio trebuie să-i fac un tiramisu, dar până nu mai vi-l arăt că tot am făcut tiramisuri. Am să-l fac, să-l pun la frigider, până vine ei de seară. Și m-am gândit să văd dacă fac o plăcintă cu mere, să văd cum stau cu timpul și cum stau cu pregătelile astea, că e o grămadă de lucru. Le pun la fiert. Hai că ciolanul pun să fiarbă, la fierbe fără stres. Burta aia o părăsc, n-aia, o să văd eu cum procedez. Cam asta am vrut să vă arăt acum și am să revin un pic mai târziu după ce burta e aproape opărită și o tai și o pun la fiert, vă arăt în continuare pregăteala restul. Deci, cu mai târziu, ne vedem. Ia, ciao! Zuzu, am revenit! Am făcut o țără treabă, da? Am făcut tiramisu, gata, l-am pus la frigider. Vreau să vă arăt aici cum ce am pus astea la fier. O să vad aici o țără. Încerc să vă arăt ciolanul ăsta cum fierbe, tamai ciolan. Pot să-l ridic o țâră în sus, în apă, să vedeți așa fain ciolan mare. Da. Punem acum în jos să fiarbă.
Vedeți, fierbe aici cu de toate în apă, cum am spus. Și aici am pus burta la opărit, să vedeți ce albă s-a făcut. Încă n-am tăiat-o. Vedeți? Purpurița mea nu e așa... Uitați-o ce faină albă s-a făcut. Cu de la oțet și sare, da? Nu miroase nimic. S-a albit fain. Am opărit-o, acum e gata. Acum vreau să arunc apa după ea, să o spăl bine și să o tai. Și să o pun la fiert. Hai, ce furculiță! Nu-mi punge nimic! Nimica! Să luăm una mare! Unde e furculița mea? În aia. Așa faine, vedeți? Ia! Aici am pregătit zarzavaturile pentru ciorbă, două cepe mari bagânea și ăștia sunt vreo 3 morcovi, numai că sunt așa mai lungi, le-am tăiat mai mici. Și ăștia le dau până răzătoare. Morcovii dă culoarea bună, îi dă culoare, îi dă gust și ceapa, două cepe mari trebuie. Și atunci o punem la fiert cu o foaie de dafin, coțără piper, coțără sare, o punem la fiert să fiarbă. După aia, când e gata, ia osul meu, trebuie să mai pun aici să-l opresc. Un moment. Da, îl pun și osul ăsta, vi l-am arătat. Îl pun aici în apa asta să opărească odată. Ca să iasă spumele aici, să nu mai iasă noala când îl pun la fier. Deci atâta. Am să revin când e tăiată burta și o pun la fier și cu zarzavatul ras. Că mai târziu. Alo, alo, am revenit înapoi. Zo, am tăiat burta măruntă, așa cum se taie, vedeți? Nu fac multă ciorbă, o liță mică în aia, așa. Burta. Aici am ras o grămadă de morcov cu ceapă ca să-i dea gust, că altceva nu este în ea decât osul ăsta care fierbe deja aici în oală. Aici fierbe osul, ia? Osul l-am pus să fiarbă în apă cu sare. Deci astea fierbe acum. Îi dau drum aici la burtă. Am spălat-o bine cu oțet, cu sare, cu de toate. Și acum punem toate astea în ea să fiarbă. E aproape jumătate fiartă, că cât s-a opărit. Da. De-aia le pun pe toate împreună. Arunc niște boabe de piper. Și pun o foaie de dafin în ea să fiarbă. Așa se face, ne-a? Atât. Da. Și apa, v-am spus că am fiert-o cu sare, da? O, mai fac nasul ăsta de la ceapă. Zo! Vedeți? Acum ea aici o să fiarbă. Acum nu știu cum să vă arăt, o ciorbă asta aici se vede așa o țără, ne? Ia! Da. Și astea fierbe acum aici. Să iau telefonul mai bine jos din ștenderul ăsta. Cum filmez și eu aici. Zo, o țără să vedeți aici apa asta cu zarzavaturile astea și cu burta. Da. Cam atât. Și acum le las să fiarbă și când după ce ori fierte, atunci o mai condimentez cu un pic de piper alb, care e un pic mai iute. Pun un ardei acru de ăla să fiarbă în ea, iute. Ia o țără vegeta, o țără piper, îi facem rântașul cu usturoi, cu smântână și cam asta e ciorba de burtă. Vă arăt eu finalul la ea, da?
ciolanul fierbe, aproape gata. Și mai mă gândesc în continuare ce să fac. Deci până mai târziu. Și am revenit să fac o plăcintă rapidă cu mere. Am pus și tiramisu ăla la copil. Dar zic, hai să fac o plăcintă cu mere așa rapidă. Rapidă. Deci vă arăt aici așa la repedeală ce am pregătit. Am să le pun 4 ouă. Aici am curățat niște mere pe care pun acum puțin lămâie. Lămâia să nu să ne crească mere, știți, ne? N-am loc aici, că fac prea multă treabă, mâncare și ia, pun două linguri de zahăr pe mere și o țără scorțușoară. Da. Să ne amestec o țără. Pregătite, da? Acum, bat o țără ouăle astea, pun o țără sare, să nu uit. Că știți, fără sare nu este gust, v-am mai spus. Țac, țac, țac. Mai pun mixer acum. Asta nu mai. Fac de lucru, dar pe tot trebuie să-mi fac. Da. Asta este. Ah, ce șande. Ia, când se grăbește omul, totul ia supădus. Ia. Chiar. O cană de zahăr, asta e o cană, plăcintă repede. O cană de zahăr. O cană de ulei. Ia. Nu o pun chiar așa plină. Să mai lipsească așa un sfert de sus. Asta. O cană de lapte. Asta e cea mai rapidă plăcintă. Le amestecăm și pe astea. Caos. Fac aici mâncare, plăcinte și o grămadă de lucru. Punem două vanilie și bucătăria mică aici, locul ăsta mic unde mă descurc. Asta este. Două vanilie. Avem o țără lămâie. Mie îmi place cu lămâie mult, ca să miroase fain. Puneți după gust fiecare, nu?
sperat și pastoșură. Cam atât ajunge. Mai pun și oțelă zaft aici. Mai punem și pămere. Zac, zac. Cam atât. Da. Amestecăm oțelă. Punem două căni de făină, două căni și un pic, să văd cum arată. Măsurăm cu cana, cum am aici o cană uscată, da? Eu o dau cu sita mea asta. Țac, 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 țac. Una. Două cani de făină, da? Să vede aici ce mai nevoie. Să nu uităm un praf de porc. Da. Să o amestec așa un pic încet. Mai trebuie făină, două căni ajunge. Să vedem ce gustare, da? Hai! Pe mine mai pun un pic de lămâie, să funcționă mai acră. Și acum arunc merele aici, orică le pui deasupra în tavă, ori tot așa se duc în jos. Le amestecăm așa. Măr, coaja. Și aici am pregătit tava cu ulei și cu pania mel, făină din asta de pâine pentru șnițele, știți? Pania mel. Pania mel asta iasă plăcint așa, marginile foarte knuspri, iasă foarte crocante. Și acum o pun aici în tavă. Țac, țac, țac. Așa un pic la nivel, să nu fie un pic mai groasă într-o parte și un pic mai subțire, că după aia nu iasă egală. Cam atât. O bătucim o țără să se așeze. Și asta e plăcinta mea cu mere, rapidă, foarte repede. Ați văzut? Deci, o punem la cuptor acum. Am pus-o la cuptor să mă uit așa 45 de minute, acum ia, da, ok. Revin, imediat o să fac vântașul la ciorbă, dar acum vreau să strâng un pic de aici harababura asta.
Ne vedem mai târziu. Și am revenit. Ne dăm un pic muzica mai încet. Deci, ciorba e gata. Să vă arăt aici ce faină culoare au primit. Vedeți? Așa galben a ieșit. Și acum mai fac grântașul, da? Aici am pus o smântână din asta, am luat. Am pus-o aici ca să o dizolv un pic cu zama asta. Aici dau foc și la aragaz să pun o sură de ulei pentru făină. Nu știu, se vede acum ceva aici? Nu trebuie să vede doar. Da. Amestec smântâna așa să nu fie cocoloașe. Vedeți cum mai are gogoloașă smântâna? Acum o pun aici. O să o stă acum, pot să-l scot afară de aici. O lingură jumate am pus. Să aibă o sură legătură, să nu fie nici groasă și nici subțire, da? Să văd cât e concentrația ei, faină. Nu-i trebuie mai multă? Acum pun usturoi aici. Ich weiß nicht,
Vedeți? Asta e ciorba. Aici e o măzubă de la os, tot afară. Ștergem o țâră oala asta, așa, să fie curată oala. Buretul meu e curat, știți, l-am spălat. Vă gândiți că pun aici în murdar. Și acum clocotește ea. Și acum s-o pus să văd ce mai trebuie. Eu am pus sare, piper, vegeta, am pus de toate în ea. Fiecare puneți după gust, da? Mai pun câte un pic de ceva. Ia. Puțină piper. Și mai pun un pic de sare. Cam atât. N-ați văzut acum ce am pus acum așa. M-ați văzut pe mine, am uitat să întorc camera aici. Să vă arăt. Așa arată. Și s-a crește cu lămâie și cu ardei iute, cine vrea, da? Foarte bună. Eu am gustat-o și acum vă arăt așa din aproape ca să o vedeți așa. Vedeți? Cred că arată faină. Cam atât, plăcinta e în dubă. Să face imediat și am să revin imediat cu varza. Mai am să fac varza. Cam atât. Ne vedem mai târziu, da? Aici m-am făcut și o țără apă cu aperol, cu o țără vin, așa ceva slab. Să fie în sănătatea voastră. Da. Ne vedem imediat. Și am revenit să pregătesc varza, da? Vedeți, aici am tăiat două cepe și un ardei capia, care îl pun la prăjit cu ulei, așa fain. Aia. Îi trebuie la varză un pic mai mult de ulei. Și am pus două verze din astea acre. Aici la trecurat, că le-am spălat un pic cu apă. Și aici e ciolanul meu pregătit. Am pus usturoiul deja deasupra. Punem acum piperul pe el, așa. Punem o țâră sare. Uite, s-a pus acum. Asta cum a fost tot merge. Și punem o țâră piparcă. Dar îl punem după aia în dubă, știți, să te prăjească așa fain.
Așa la mult fain acum, așa pun deasupra după aia pe valză. Aici pentru varză. Punem pe carne o țărățare. Asta e pentru grill. Așa niște steak-uri din astea în tigaie. Vedeți? Țără usturoi. Dar noi tot usturoi mutăm. Țar, țar, țar. Perti. Cam atât. Asta le pun după aia în tigaia de grill. Zo, aici se prăjește astea acum pentru varză. O să pun o țără sare pe ea să se moaie. Atât. Și revine un pic mai târziu când începe să se frigă, că durează prea mult. Și după aia vă arăt imediat finalul. Sau mai târziu. Și am revenit. Ceapa s-a prăjit un pic mai mult. Așa. Vedeți? Și am avut aici un rest de șpec din ăsta și șuncă din asta măruntă, afumată, care am băgat-o aici. Și am văzut că am pus numai o țâră sare aici. Și acum pun o țâră piparcă ca să pun varza. Și acum pun varza acră aici să frig o țâră. Se vede, cred, nu? Se vede fain. Acum punem o țără chili aici. Asta e chili cu sare. O țără. Fiecare puneți condimente ce vă place. Eu pun o țără piper din ăsta mai mare. Știți că varza trebuie o țără mai mult condimentată. Așa. Pun și o țără piper de ăsta alb, iute. Facem o varză faină, picantă. Shah e mas. Mai mereu țărăm.
vedeți, o sură vegeta, am mai pus dedeie rus. Cartofi fierb, acușul gata. Na ia, după aia vi arăt. Vedem ce mai trebuie. Na ia, o țără, o țără sare. Cam atât. Și treaba asta, închidem aragazul aici. Asta mi-s eu, când fac mâncare, eu nu pot să fac un fel. Trebuie să fac 10 feluri. Ca să vă arăt că pun aici în ăsta. Așa. Ciolanul ăsta m-am gândit să-l tai până la urmă, așa o țâră felin. Mai bine îl pun așa deasupra, că deja e fiert atât de bine. Punem așa, deasupra. Și mai probesc acum cu țără ulei deasupra și pun la dub o țără. Cam atât. Țac, țac. Mai arunc o țără pitarcă, să fie roșu. Și vă arăt aici pregăteala mea de varză cu ciolanul la dubă. Da. Și acum îl pun la cuptor. Să se facă. Între timp iară trebuie să fac curat. Dar am vrut să mai vă arăt plăcinta mea, că am scos-o de la cuptor. Toată murdară cu telefonul ăsta în mână. Nu știu dacă se vede. E aici în tavă. După aia o scot eu afară să vedeți cum arată. Și am să revin mai târziu. Oh my god. Ok, bișpeta. Zo, și am revenit. Am revenit cu cotletele astea să le pun la prăjit. Am pregătit tigaia asta. Am pus un pic mai mult de ulei, ca să nu scam grill, că e și carne un pic mai groasă și îi trebuie o țără mai mult. Da. Se prăjește. Yeah.
Vreau să vă arăt asta, o țară la dubă aici. Iau telefonul ăsta jos. Telefonul. Vedeți aici? Așa arată fain. N-aia. Cam atât. Ia, și cartofii ăștia ce i-am fiert aici în apă, simpli, natur, cum v-am spus. Acum văd eu ce fac cu ei. Natur înseamnă numai fiert în apă cu sare și pușca garnitură acolo, cu o țără pătrunjel deasupra, dacă mai vrei. Asta e cartofi natur. Că este o grămadă de grăsimi pe aici și cartofii să fie simpli. Cam atâta, nu? Cred că v-am arătat destul astăzi ce am făcut aici. Ia. Mă se mai prăjește cotletele astea. Și... și de-aia asta zboară, sărată. Wow, arată fain, ne? Uita mai clec la aici de porc. Cam așa, vedeți? Și am să mai revin un pic la sfârșit când am să tai plăcinta aia, ca să o vedeți ce faină îi. Ca să vă arăt așa o țură mai de aproape, vedeți? Ce faină a ieșit. Ia, după aia când o scot în tavă, pun o țură zahăr praf pe ea și cam atât. Cine vrea să-și facă o țură frișcă, o grămadă calorii, albă, egal. Da? Cam atât. Revin un pic mai târziu. Ia, și-am revenit. Să vă arăt cartofii mei natur. Ăștia-s cartofii natur cu pătrunjel, simpli, fără ulei. Da? Și carnea e gata. O vedeți? Aștept să vină acum Emma. Cam atât. Oh, mangot. Ia. Și ce să vă mai spun? Poate mai filmez un pic, nu știu. Dar am să revin imediat. Halo, halo! Am revenit așa un pic să fac aici un scurt video. Să vă arăt plăcinta mea. Am tăiat-o. A fost aici, Emma, a mâncat tot. Așa arată plăcinta mea cu mere. Vedeți? Da. Cine vrea poate să o facă și cu cacao jumate, cu vișine, cu tot ce vreți. Deci, asta am vrut să vă arăt, cum arată așa faină. S-a mâncat. Și tiramisu și de toate. Da. Deci asta am vrut să vă arăt și să vă spun. Ia, aici cu vasele, cu curățenia, acum am de lucru, ori pleca copii. Și am un pic de făcut curat. Vreau să vă spun că vă doresc o noapte de sâmbătă faină să aveți. Toate cele bune. Mâine o duminică faină, liniștită să aveți. Nu mai fac mâine nicio mâncare, cam destulă ce-o rămas de astăzi. O pun afară pe balcon, că-i frig. Și cam atâta. Deci, vă spun noapte bună. Toate cele bune. Rămâneți sănătoși. Pe data viitoare. Vă pup cu mult drag. Ciao, ciao!
Tschüss.